Uh, Zice așa Andrei Caramitru în postarea asta. Apocalipsa joburilor de birou începe. Unilever a decis să dea afară o treime din toate joburile de birou din Europa. 33%, colosal. Și valul va continua. Aici cred și eu că va continua. Doar așa ca idee multinațională asta are 11.000 de oameni care freacă hârtii doar în Europa. <laughs> wow. Compa <coughs> Companiile astea au ajuns să aibă peste jumătate din costurile cu, personal, cu personalul, cu oamenii în birouri, nu cu oamenii în producție sau vânzări. Uh, ați auzit de Bullshit Jobs? Vă am mai zis ceva până acum? Da. Hey. Bine, treaba cu Bullshit Jobs e cunoscută de mulți ani. De, de, a fost popularizată odată cu David Graeber, care e o carte destul de veche, eu știu are 15 ani, 10 ani, o chestie genul ăsta, cartea respectivă. Și fenomenul era foarte persistent și atunci. Așa, și oamenii ăștia de la birou zice caramitru, de fapt nu zice caramitru ăsta, ăsta e sunt plătiți mult mai mult decât ceilalți, adică decât ce e din producție. Adică 11.000 coordonează pe ceilalți 15.000 de la distanță. Uite, râde și el. Bravo. Dar nu vi se pare că ăsta e un eșec al pieței? Nu vi se pare că în momentul în care tu ai o companie sau multe companii, nu e doar una, în toate, 11.000 care coordonează 15.000 de la distanță, unde dracu e eficiența economică? Unde dracu e alocarea resurselor rațională de către piață? Unde e? Că nu e. Sunt pur și simplu niște biasuri umane de la management care Vrea să, nu știu, acumuleze putere, influență, jocuri politice, cu echipe mari, să dea bine, să pară că muncesc, să pară că fac. Nu e logică, nu, nu, nu e, nu e logică economică capitalistă, în primul rând, da? E un eșec. Băi, ăsta nu e logică capitalistă. Uite, cum ziceau și băieții de la Pălângă Subiect. Poși. <laughs> Voi sunteți poși la capitalism. E un eșec. Un eșec al pieței, nu știu, muncii. Și de ce țipă ăștia să ți țipă să-ți muncească dracu' 11.000 să-ți muncească 8 ore pe zi, la fel ca ăștia 15.000. Fă, dracu, 5 ore pe zi programul de muncă, pune-i pe ăștia 11.000 care îți dă geaba să lucreze împreună cu ăștia 15.000 în producție, câte 5 ore pe zi fiecare, pe aceiași bani, da? Și toată mai fericită. Profitul tău de Unilever e la fel. Salariul angajatului e la fel. Doar că ce se întâmplă este că o are încă trei ore pe zi libere, pe care voi nu vreți să le dați, ba chiar unii propun săptămână de muncă de 6 zile până în România unii ceo în condițiile în care, uită-te la asta, uită-te 11.000 care coordonează pe ceilalți 15.000 de la distanță. Bravo, Boși! Ar trebui să fie 1 la 10, nu 1 la 1, of course, pe da minții. Se mută puterea și prosperitatea de la corporatiștii de birou la oamenii care lucrează fizic practic. Bă, aici am o problemă cu concluzia lui Caramitru, că nu e obligatoriu. Da, uite, am lăsat aici un comentariu, uite. Păi se mută de la corporatiștii, vorbeam de putere, se mută de la corporatiștii care muncesc la birou, la aia care muncesc în fabrică? Adică asta nu se știe încă. Dacă Unilever nu crește costurile cu personalul de producție, adică salarii mai mari, tot ce se întâmplă e creșterea profitului Unilever. În timp ce aia de la birou ajung șomeri. Adică e redistribuție de la middle class, că ăștia sunt la birou, middle class-ul, da? Middle class-ul cu bullshit jobs și o redistribuție de la middle class-ul cu bullshit jobs la capital. Și acum ce face capitalul cu banii? Investește în noi active productive astfel încât să deadă de muncă productivă la middle class-ul bullshit job dat afară? Că nu face neapărat asta. Sau face stock buybacks, am vorbit despre stock buybacks, și bagă banii din dividende pe care câștigă din dividende <coughs> și din câștiguri de capital în imobiliare și crește prețul la case pentru cine? Pentru, pentru clasa muncitoare, a care muncesc fizic practic și pentru clasa de bullshit jobber din corporație. Deci despre asta este vorba, da? Aici trebuie să fim atenți, trebuie să fim un pic atenți la dinamicile astea, bullshit jobs, bullshit jobs, distribuiți bullshit job-ul în muncă productivă, și reduceți programul de muncă, că altfel ajungem la inegalități și mai mari. Că și ăștia sunt de fapt din middle class. Distrugeți zona asta de middle class. Eu înțeleg că-s bullshit. Dar ce faceți? Am citit de la fost angajați la Meta recent, o mare parte din angajați pur și simplu doar discută idei și nu creează nimic să fie pus în aplicare. Deci practic nu fac nimic. Da. <laughs> da. Există startup-uri care lucrează mai eficient decât ar face vreodată o mare corporație cu forță de muncă semnificativ mai mică. Lucrează mai eficient dintr-o anumită perspectivă, dar companiile mari au avantajul economiilor de scală. O companie mare, de fapt, Unilever, în cazul ăsta, este mult mai eficientă decât o companie mică în activitatea ei de bază, aia de producție. Mult mai eficientă. Ăștia pot să Așa că ei au, iau volume mari, pot să negocieze prețuri preferențiale, pot să, nu știu, au bani să automatizeze procese de producție dacă vor și dacă interesează, bagă bani în roboți industriale, eventual chestii pe care o companie mică nu le poate face. În activitatea de producție, unilever e mult mai eficient decât vasta majoritate a companiilor mici care iar concura pe ei. Și problema este la și job, la 11.000 care coordonează pe a 15.000 și acolo se duce practic surplusul de productivitate. Și că noi discutăm despre creșterea productivității care a crescut mult mai mult în America cel puțin, dar nu numai în America. A crescut mult mai mult decât salariile, știi? Și lumea se uită la productivitatea muncii în America care a crescut așa și salariile au crescut mai așa. Și pe la unele categorii de oameni care câștigă puțin, chiar aproape că au stagnat. Dar asta nu ține în cont de cât bullshit jobs există că practic la cheltuielile cu muncă ai pui și pe aia care fac bul și nu produc nimic. Dacă e scoate pe aia din ecuație, productivitatea muncii s-ar fi dus așa. Uf. Și salariile, mă rog, tot așa cum s-au dus ele, mult sub productivitatea, dar productivitatea muncii ar fi explodat, literalmente, dacă îi scoate oamenii care nu produc plus valoare deloc, din ecuația productivității muncii. Zici că e eșecul marilor corporații, nu al pieței în sine? Păi piața muncii, nu? funcționează pe companii private care angajează, nu? Că ai piața muncii, că piața muncii în sine așa nu există. În, af în afara angajatorilor. Da, e un eșec al pieței muncii ăsta. În mod clar, în mod evident.